Deci, într-un scandal politic care implică o presupusă colaborare între George Simion și PSD a luat amploare, în contextul în care George Becalie a susținut că Viorel Hrebrenciuc i-ar fi cerut sprijinul pentru a-l ajuta pe liderul AUR să ajungă în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Liberalii acuză o înțelegere între PSD și AUR. Simion a negat vehement orice astfel de neînțelegere, afirmând că nu este dispus să colaboreze cu cei care, citez, au nenorocit România. Pe de altă parte, el a recunoscut că Becali i-a povestit despre discuțiile cu Hrebrenciuc, dar a respins implicarea lui în vreun plan politic. PNL și USR continuă să lanseze acuzații conform cărora PSD ar fi putut face un plan strategic prin care să se asigure că Simion, liderul AUR, va ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale, văzându-l drept un contracandidat convenabil. Eu i-am promis lui Simion, pentru că l-am văzut că e un om patriot, un om, îmi place de el, adică îl văd, este altceva decât ce am văzut eu pe toată scena politică, decât să un politic, bă, chiar și eu aveam o doză de mândrie și de trufie și vreau să fac, înțelegi? Și atunci am zis, bă, te ajut. Viorel, când am văzut, bă, Gigi, dacă e bine că a intrat la AUR, că l-a ajuns pe Simion, că e bine să-l băgăm, mai să-l băgăm pe Simion în turul 2. Și i-am spus, bă, Virele, noi îl băgăm în turul 2, dar o să regretați că după aia o să vă-l bată pe Ciolacu. Asta a fost discuția. Bine, Gigi, ziceai să-l băgăm noi, după aia mai vedem. Adică, cu alte cuvinte, las că scoatem noi după aia extremist. Da. Un nou episod din serialul Gigi Becali și George Simion. Candidatul AUR la prezidențiale, George Simion, spune că a avut o discuție cu Gigi Becali și i-a spus că dacă vrea să candideze pe listele partidului său, nu vrea să audă de bandiții și nenorociții ăștia care au distrus România. Ca reacție la declarațiile lui Becali, în care afirma că Hrebrenciuc i-a cerut ajutorul pentru ca Simion să ajungă în turul 2. Nu știu cum ar putea Hrebrenciuc să facă lucrul ăsta și nu știu de ce voturi dispune, însă ce mi se pare mie grețos, abominabil, este felul în care PSD-ul, timp de 3 ani, 4 ani, a fost spălat de către sistem și făcut să pară așa frecventabil. De noi nu v-am întrebat de PSD. Ba da, păi, dacă mă lăsați să vă spun. Fără. În momentul ăsta este destul de clar că Rareș Bogdan, care spune că nu va mai guverna niciodată cu PSD-ul, nu este cel care spune adevărul, ci Gigi Becali este mult mai sincer relatând astfel de episoade. Și eu cred că în spatele PSD-ului de astăzi stau aceiași oameni. Adică cred că Viorel Hrebrenciuc este implicat în campania PSD-ului, în ciuda dezmințirilor. George Simion a fost sunat de patronul FCSB chiar în timpul unei emisiuni. Uitați-mă, sună domnul Becali în direct la dumneavoastră. Danea Gigi. Sunt la Hot News, dau un interviu. Da, vreau să mergem. Bine, mă anunți unde să vin, da? Vin la dealul Patriarhiei. Nu, vin eu la dealul Patriarhiei. Termin la Victorie și vin la dealul Patriarhiei. Bine, mulțumesc.